În sezonul trecut, din cauza pandemiei de coronavirus, Liga a 5-a de fotbal Hunedoara nu s-a disputat. În actualul sezon, Liga a 5-a Hunedoara se reia cu doar 6 echipe, existând mai multe retrageri, dar și o formație nouă, iar competiția se va desfășura după un program oarecum atipic. Dacă anul trecut ne doream să reluăm competiția și la nivelul Ligii a 5-a nu a reușit. Anul acesta, chiar dacă sunt doar 6 echipe, ne bucurăm că putem să avem din nou meciuri în campionatul Ligii a 5-a. Campionatul de Liga a 5-a va începe în 18 septembrie. Va avea un sistem de desfășurare inedit pentru Liga a 5-a, cu un tur-retur în prima parte în sezonul de toamnă și un tur-retur în sezonul de primăvară. Ne-am fi dorit să fie mai multe echipe, avem ca și noutate în competiție, Mureșul, Brăniș, ca Real Sânt Andrei au făcut o fuziune, fiindcă Real Sânt Andrei n-a reușit să-și înființeze clubul, că a fost timpul destul de scurt. Avem și o dezafiliere, Aurul Certești, care nu a mai participat deloc în competiție, și mai sunt echipe care ne-a fi dorit să fie totuși în competiție, dar nu se regăsesc, ca și CSC Ilia, ca și Agro Company Băcia, Sfântă Mărie Orlea sau Bretea Română. Asta este. Anul acesta n-a putut să revină competiție, așteptând în sezonul viitor. Cele 6 echipe de Liga 5 au jucat deja câte un meci oficial în prima etapă a fazei județene a Cupei României, rezultatele înregistrate fiind Real Sânt Andrei Montana Țara Hasegului 2-3, Unirea General Bertolo Măgura Pui 0-1 și Ponorul Vața Zarandul Crișcior 0-3. În prima etapă, care se va disputa sâmbătă 18 septembrie de la ora 16, sunt programate partidele Zarandul Crișcior Real Sânt Andrei, Unirea General Bertolo Măgura Pui și Montana Țara Hasegului Ponorul Vața. Dacă eșalonul al 5-lea se află la debut, în Liga a 4-a Hunedoara s-au jucat deja meciurile celei de-a doua etape, înregistrându-se următoarele rezultate. Minerul Uricani Șoimul Băița 0-7, Dacia Orăștie CSM 2 Deva 7-3, Victoria Călani Inter Petrila 2-0, Retezatul Hațeg CSM Vulcan 0-0 și Gloria Giurgiu CSM 2 Hunedoara 8-3. După două etape, Giurgiu și Călanul au punctaj maxim, fiind urmate de Vulcan și Hațeg cu câte 4 puncte. Urmează în clasament cu câte 3 puncte Băița, Orăștie și Petrila, iar ultimele poziții sunt ocupate de Hunedoara 2, Deva 2 și Uricani cu 0 puncte. Etapa a treia programează următoarele jocuri. Inter Petrila Minerul Uricani, Șoimul Băița Retezatul Hațeg, CSM Vulcan Gloria Giurgiu, CS2 Hunedoara CSM2 Deva, Victoria Călan, Dacia Orăștie. Meciurile etapei a treia din Liga a 4-a de fotbal Hunedoara se vor disputa duminică 19 septembrie, începând cu ora 11.